Se spune că ești ce mănânci. Înseamnă că el a mâncat o bombă sexy azi dimineață. Să-l aplaudăm pe Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Vreau să vă întreb ce este acesta. Ar putea fi. Ce este acesta? Uite, o să-l iau și o să-l pun aici, uite, pe un colț. Uite aici, Eugen, nu are nicio legătură cu tine, spun doar așa că se vadă mai bine. Ce este acela? Nu mi-ați spus ce este acela? O bombonieră. Bombonieră, auzi. E sticlă. Este țoi sau pahar de șat pentru nenumitul. Am văzut păhăruțul ăsta și mi-am dat seama că pentru Caragea este doar un mic șat. Doar un degetar în care și-ar umezi doar o buză, că amândouă n-are cum. Încercam să spunem că al meu coleg, al nostru coleg Caragea, care n-a mai venit pe aici, este plecat în alte țări să muncească în alte monede și unde nu prea se bea alcool. Deci el este un suflet chinuit, ne e dor de el. Ce-aia e? Aia este, atât. Nenumitule, oriunde fi, puneți un pahar de apă și bea-l pentru noi. Cu cine jucăm astăzi? Ionita! În aplauzele voastre, familia Ionita! Din Târgoviște sunt ei și uitați-vă ce frumos s-au gătit. Uite-i, unu și unu, plus pe zâmbet, plus piept umflat. Capitan este Florin, asistent social. În primul rând vă mulțumesc că ați venit îmbrăcați așa, sunteți foarte frumos. Și vă zic că, cu inima deschisă că mi-ar plăcea să văd mai des la noi în emisiune așa. Eu nu vreau să... Da, ultimul din dreapta nu-i de la noi de pe aici, nu? Nu, ok. Așa, că am bănuit eu că scrie Joan. Scrie Joan, că da, Joan n-am văzut, Joan Gheorghe până acum. Asta e. Nu e că, ca să, dar înțelege ce zic. Îi zicem Ioan. Ioan, ok. Da, da. Nu, că pare că ne înțelege pe noi românii. Da, 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 înțelege. Bun. De 11 ani. Flori, de când? De 11 ani. Eu de 43 tot mă fac că nu înțeleg unele lucruri. 29, mă rog. Florin este asistent social, printre pasiunile sale se numără tehnologia, ciclismul și grădinăritul. Îl îngrozesc țipetele, spălatul vaselor și alarma de dimineață. Nu ești însurat? Ba, da. A, deci trăiești efectiv în groază. Cu cine ai venit, Florin? Foarte bun! Ce să mă zic acum? Că... Deci? Am venit cu frumoasa mea soție. Bună, Daniela. Daniela. Da. Bună, Cabra. Cu fina Ariana. Bună, Ariana. Bună seara. Cu finul Cătălin. Salutare, Cătălin. Salutare. Și cu finul Juan. Salutare, Juan. Salut. Daniela este inspector de relații umane și se autoproclamă regina prăjiturilor. Își dorește mult să învețe să meargă pe bicicletă, să vopsească tot ce găsește, zic, în casă și să poată citi gândurile soțului care astfel va muri. De dragul ei. De dragul ei mor deja. Nu e, asta e... Nu, ziceam de caput. În general. Deci când o... Ce ai zis, că n-am dreptate? N-am zis nimic, dar ai gândit. Gata, e momentul. Ariana este profesor de limba română și când nu e cu burta pe carte, se bucură de natură pe două roți. Este o fire calmă și serioasă, dar este scoasă din minți de fasolea cu gârnați. Adică îți place foarte mult. Adică nu-mi place deloc. Deloc nu-ți place deloc. Fasolea cu... Nu ai cum așa ceva. Dar ce ți-a făcut rău viața asta de... Serios? Da? Da. Nu, nu știu ce să zic. Mă declar de data asta de partea cârnaților și a fost. Iartă-mă. Cătălin este tot profesor. Printre pasiunile sale se numără ștersul prafului și limba cu măsline.
se îmbină amândouă. Important e să nu-și targă, frate. Fideluță îi se zicea în liceu. Se visează într-o continuă vacanță la munte. Nu înțelege de ce există ciorba de lobodă și urăște ambulanțele. Când le vezi de înăuntru sau de afară? De afară. De afară, și am, okay. Juan este inginer în acvacultură. Deloc e din... din Chile, am auzit. Din Chile. Cu CH. Vezi? Că nu doar românii cred că sunt prost, și ăștia din Chile. Ați observat? Ați văzut? Cred că e fața mea care mă desconspiră. Însă dragostea l-a adus în România și acum este tată la două fetițe minunate. Foarte frumos. Mersi. Este pasionat de jocuri pe consolă, fotbal, filme și are o colecție impresionantă de bilete de avion. Cu numele tău sau sunt furate? Și. Bun, asta e... E măcar e cinstit, asta e... Spune-mi, Juan, când îți vorbesc cu oamenii care au impresia că nu înțelegi limba română, și la tine țipă? Da, țipă. Țipă, da. Ok. Asta, da. Și mai dau și din mâine. Da. De unde ești? Nu, da, așa e. Dar la mine o țipat an întregi acum că-s la televizor. Și, pe ăsta știu. Baftă să aveți. Mulțumim. Baftă. De partea cealaltă, familia Udrea. Din Țăndărei sunt ei și sunt conduși de Eugen. Eugen, cu cine ai venit astăzi? Astăzi am venit cu doamna tuturor speranțelor mele, Lizica. Ce frumos ai zis. Bună, Lizica. Iubita mea mamă, Doina. Sărămâna, Doina. Iubita mea soră, Eugenia. Bună, Eugenia. Și bunul meu prieten, Eugen. Și verișor. Și verișor. Pe Eugen, din greșeală l-am făcut să pară că e ultimul bețiv, dar nu... Nu asta era ideea, scuză-mă, l-am uitat acolo. Îmi cer scuze. Începem? Da. Baftă să aveți. Să fie mie. Baftă. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce culegi vara din care îți poți face iarna ceai? Mentă. Mentă. Este foarte bun că te strânge. Tei. Tei. Ăsta e bun că te liniștește. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Mușețel. Avem. Ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Coada șoricelului. Nu e acolo. Ce urât s-a uitat la mine. N-am nicio vină. Ați văzut-o cum s-a uitat? Cătălin, ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Flori de sunătoare. Sunătoare. Aveți dreptul să vă sătuiți. Juan, ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Cireș. Foarte bine, domnule. Ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Sunătoare. 82 de puncte în joc. Vă ascult? Gălbenere. Am înțeles? Păpădie. Am înțeles? Gălbenele. Am înțeles. Pelin. Am înțeles. Ce culegi vara din care îți poți face ceai iarna? Gălbenele. Câștigă această rundă familia Ioniță. Soc. Salcâm. Soc. Urzică. Da, uite urzici. Păpădie. Voi ați făcut așa ceva vreodată? Nu. Voi ați făcut așa ceva vreodată? Se face salată chiar. La voi în Chile faceți?
Dulceață. De popădie? Da. Coada calului. Mătase de porumb. Vara. Mătase de porumb. Păi să fie. Câți au făcut ea? Trei. Lămâiță. Măceșe. Măceșe, da. Măceșe. Da. Voi lucrați foarte bine împreună. Da. Da? Ne ajutăm. Da. Flori de soc. Foi de soc? Ochiul boului. Ochiul boului. Soc. Fructe din pădure. Păi eu cum vă zic. Runda A. Doua. Perfect. Lizica și cariera. Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Ești un porumbel în cijmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamnă, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Pâine. Pâine. Foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Jessica. Ești un porumbel în cișmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamnă, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Floricele. Bun. Ești un porumbel în cijmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Pufuleți. Pufuleți. Da. A zis bine. Da. Mi-a făcut și poftă. Ești un porumbel în cijmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Un covrig. Covrig. E acolo? Ești un porumbel în cișmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Grâu, boabe. Daniela, ești un porumbel în cișmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi? Biscuite. Arian. Ești un porumbel în cijmigiu, ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi. Chipsuri. Aveți dreptul să vă sătuiți. Cătălin, ești un porumbel. Ești un porumbel în cijmigiu. Ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi. Niște pufarine. Nu e acolo. Era bună varianta ta. Vă ascult. Semințe de floarea soarelui. Am înțeles. Semințe de floarea soarelui. Am înțeles. Semințe de floarea soarelui. Am înțeles. Cornuleț, corn, croissant. Am înțeles. Sunt trei variante acolo, omule. Ești un porumbel în cijmigiu, ce a scăpat pe jos, doamna, din fața ta, iar tu apuci și fugi. Semințe de floarea soarelui. Câștigă această rundă familia Udrea. Pate. Gogoașa. El de când auzi că îi scapă ceva portofelul, Doamne ajută. Hai sună acasă să pună de friptură. Ție mă rușine, mă, portofel. Nu dai toate niște răspunsuri de... Auzi, dar ce porumbel să fie ăla? O acadă? E fale de bani. E tocmai porumbelul ăla, e mare. Da, e porumbel tip capătul 14. Ce mai avem acolo? Cheile de la mașină. Aia e. Iei portofel, bani, mașină, tot. Actele de la casă, dacă tot suntem aici. Foarte bine, bravo. 68 de puncte la 82 de puncte, luăm o pauză scurtă, asta a fost runda a doua, ne întoarcem cu runda.
vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Ce îi spui copilului tău de îi intră pe ureche și îi iese pe cealaltă? Fă-ți temele. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Cătălin, ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să nu mai stea pe telefon. Nu e acolo. Juan, ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să ordoneze jucărie. Foarte bine. Ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să fie cu minte. Avem? Foarte bine. Ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să nu alerge. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să nu vorbească urât. Ei bine, iată că nu. Ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să nu mai stea mult pe calculator. Nu e acolo. Eugen, să știi că vă ascult. Să nu se supere. Am înțeles? Să nu mai țipe în casă. Am înțeles? Fie ordonat. Am înțeles? Să citească. Am înțeles. 4 date, primele 4. 4 lăsate, ultimele 4. Eugen, ce îi spui copilului tău de intră pe ureche și iese pe cealaltă? Să mănânce tot. Câștigă această rundă familia Ioniță. Ce mai avem acolo? Să se spele pe dinți. Să se spele pe dinți. Să se spele. În general, așa. Să nu intre încălțat în casă. Să nu intre încălțat în casă. Eu cred că e bine dacă măcar nu se suie încălțat în pat, dar în sfârșit acum. Să fie mai atent. Să se culce de vreme. Să se culce de vreme. Să nu uite căciula la școală. Dar ea nu-l mai certa atât, mai lasă-l în pace. Ia uitați-vă. Să nu o supere pe bunica. Să nu mai strice lucruri. Citeam la un moment dat că le dăm degeaba nume copiilor, pentru că până la 7, 8, 9 ani pe ei cheamă pe toți. N-ai voie. Că săracii pe orice pun mâna, n-ai voie. Dar nu-i bine. Chiar nu-i bine. Adică nu că aș fi eu mai breaz, că ai aceeași tendință. Nu faci aia! Ia mâna de acolo! Nu e voie aia! Dar trebuie lăsat și ei să experimenteze, că așa cunosc viața, așa trag concluzii, așa învață despre lumea asta în care trăim. Sigur că dacă e pe marginea balconului, nu zic, lasă să experimenteze. Doamne ferește așa ceva. Dar zic așa, în general, că poate că ar fi mai bine ca noi părinții să fim mai toleranți, mai aproape de ei, mai relaxați. Acestea fiind spuse, eu zic să trecem la runda... Fata, punctele... Eugenia și Cătălin. Perfect, haideți. Să vedem câte variante avem. 8. Am rugat 100 de români. Numește o meserie în care lucrezi mult cu străini. Traducător. Ar trebui să fie acolo și este fix favorit. Jucăm, pasăm? Pasăm. Jucăm. Hai să jucăm. A mers. Așa stres, Cătălin? Numește o meserie în care lucrez mult cu străini. În televiziune.
Nu e acolo. Numește o meserie în care lucrez mult cu străini. Diplomat. Diplomat. Ambasador. Diplomat. Iată. Bun. Numește o meserie în care lucrez mult cu străini. Europarlamentar. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Doina. Numește o meserie în care lucrez mult cu străini. Construcții. Nu e acolo. Vă ascult. Call center. Am înțeles. Ministru. Am înțeles. Pilot. Am înțeles. Stewardesă. Am înțeles. Sunt 6 variante acolo. Florin, numește o meserie în care lucrez mult cu străini. Stewardesă. Câștigă această rundă, familia Ioniță. Ok. Recepționer hotel. Recepționer ar putea fi Vameș, bune buric. Ghid. Ghid turistic. Ghid turistic. Damă de companie. Prezentator. Prezentator TV. Am ajuns la A. Punctele sunt duble. Și la ce spun românii se întâlnesc Eugen, Juan și Cabral. Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. Ce poți face în 5 minute? Poți să zic sex? Juan, mi-era frică. Nu știu cum e la voi în Chile, noi în România... Păi am zis români. Asta zic. Hai să mergem mai departe, să... Așa. Eugen, spune-mi tu, te rog, frumos. Mișcare, jogging. Jogging de 5 minute... Florin? Mâncare. Mâncare. Ok, ok. Mă spăl pe dinți. Jucăm, pasăm? Da. Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Ce poți face în 5 minute? Un ceai. Ce poți face în 5 minute? Cafeaua. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Eugenia, ce poți face în 5 minute? Te îmbraci. Ce poți face în 5 minute, Eugen? Să duc gunoiul. Aole, mă duc iar la Juan. Hai, zi! Duș. După. Să cânt. Să desenez. Duș. 5 variante. 78 de puncte, Florin. Ce poți face în 5 minute? Duș. Câștigă această rundă familia Ioniță.
Ce mai avem? Am încercat? Ce? Bei apă, da. Bei trei beri în 5 minute. Te încalți? În 5 minute? De ce? De fiecare dată când ajungi acasă, scoți șireturile de tot și când te încarți, le pui la loc. Are fermoar. Să dansezi, să aud o melodie. Ce anume? Ascult o melodie. Ascult o melodie. Long version. Exact. Mix. Cum? Să ajungi undeva când întârzi. Ok, ok, ar putea fi. Dau un telefon. Cum? Dau un telefon? Da. Mănânc. Runda A. Punctele sunt... Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de bărbați. De ce iubim femeile? Pentru frumusețe. Favorit? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. De ce iubim femeile? Am întrebat 100 de bărbați. Pentru că sunt deștepte. Deștepte. Bravo. Am întrebat 100 de bărbați de ce iubim femeile. Sunt gospodine. Bun. De ce iubim femeile? Pentru blândețe. Bun. De ce iubim femeile? Pentru că ne oferă dragostea lor. Precum ca și o mamă, nu știu. O să mă exprim. Ok. De ce iubim femeile? Pentru dărnicia lor. Primul X. De ce iubim femeile? Pentru dăruire, altruism, sacrificiu. Bun. De ce iubim femeile? Sunt loiale, fidele. Aveți dreptul să vă sfătuiți. De ce iubim femeile? Pentru spiritul organizatoric. Sunt organizate. Dar ce bine că sunt. Da. Da. Pot face mai multe lucruri odată. Da. Era o dezordine în viața mea înainte să pățesc năcazul, vă zic. Nici n-ai recunoaște, Doamne. Doamne, dar ce organizat sunt acum. Pii, ce m-aș mai dezorganiza eu un pic? Pentru pasiunea ei. Sunt credincioase. Sunt serioase. Miros frumos. Două variante. Șaptele și optul. Florin, dacă îmi dai șaptele sau optul, câștigați o cârcă de puncte, runda și jocul. Dacă nu, nu câștigați nici punctele, nici runda și pierdeți și jocul. Tu ai cheia. De ce iubim femeile? Pasionale. Câștigă jocul, familia Udrea! Atunci când nu se mai așteptau și când se împăcaseră cu ideea că pleacă acasă, ba, au câștigat, n-am dreptate? Nu! Da.
Eu nu. Au câștigat, da. Au uite, revenit credință, spectaculos. Credință. De aceea a venit femeile, o șansă. Da. Și a venit. Mulțumesc. Ia spune, ce mai avem acolo? Așa! Stați un pic. 5 au zis asta, dintr-o 100. Da? 5. Să se consemneze, atât am vrut să spun. Când dau și lacrimile acum. Sunt gingașe. Sunt superioare, bărbatilor. Au. Superioare, au înțeles. Iertătoare, da, da, da. Mm-hmm. Sigur. Aș vrea să le fi văzut fețele celor doi atunci când au completat de proști de-aia. Ne pregătim de rundă fulger. O să am nevoie de doi voluntari de la voi, iar vouă vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Florin, să nu fi supărat că n-ați câștigat. Ați fost foarte aproape, ați condus aproape tot jocul. Ați jucat foarte bine. Și Juan a fost la ce spun cilienii? Că știe foarte bine jocul, foarte bine jucat. Mă rog, cu excepție. Okay. Sper că v-ați distrat. Foarte sigur. Mult. A fost simpatic? Da. Da, da. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Toate bune. Sărbători bune, Cătălin. Toate bune. Pauză scurtă, revenire pe jur cu rundă fulger. Revenirăm cu rundă fulger. Avem ocazia să câștigăm premiul ediției 2500 de lei. Data trecută n-a reușit, nu? Nu. Reușim acum? Da. Cu cine? Cu noi. Două manșe sunt. Încep cu tine. Da. Ne vedem mai încolo. Da. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns. Pas. Trecem mai departe, ne întoarcem la final. Jucăm? Sigur. Hai să jucăm. Am întrebat 100 de români. Ai rămas fără lapte de vacă. Ce alt fel de lapte îți pui în cafea? De capră. Numele cărei țări începe cu litera A? America. Ce muști din greșeală? Măr. Cu ce te încălzești iarna? Cu soba. Cine are voie să treacă pe roșu? Ambulanță. Data trecută ai făcut 129 de puncte. Da. Dar n-a reușit soțul să... Asta e, în fine, nu mai vreau ca să aduc scârba în casa omului, nu... Niciun caz. Ai, ce să mai... Hai, ai făcut foarte bine, foarte mulțumesc. Bine. El n-a reușit. Da, ce să mai subliniem acum? Ne completăm. Da, tu mult și el puțin. Dar nu vreau să... Da. Hai. Vrei să vedem? Sigur. Hai să vedem. Ai rămas fără lapte de vacă. Ce alt fel de lapte îți pui în cafea? De capră. De capră. Foarte bun răspuns. Numele cărei țări începe cu litera A? America. Da. Asta e colegul nostru, neamțul. America. Bun răspuns. Ce muști din greșeală? Un măr. Da. Un măr din greșeală, da, dacă așa, un vecin, un de-asta, în mod normal. Da, bine, greșeala a rămas, da. De la Eva a rămas. Da. Cu merele aveți voi o chestie. Cu ce te încălzești iarna? Și tu mi-ai spus? Cu soba. Cu soba. Ia să vedem. 12 puncte. Cine are voie să treacă pe roșu? Și tu mi-ai spus? Ambulanță. Ambulanță. Ok.
102 puncte. Foarte bine, Rizica. Bravo. Și a venit acum Eugen. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Sigur. Cronometrul pornește de momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Let's play, să fie. Am întrebat 100 de români. Ai rămas fără lapte de vacă. Ce alt fel de lapte îți pui în cafea? De oaie. Numele cărei țări începe cu litera A? Albania. Ce muști din greșeală? Limba. Cu ce te încălzești iarna? Lemne. Cine are voie să treacă pe roșu? Poliția. Super! Bravo! Vrei să... vedem? Da, hai-te. Imediat. Da, ca de obicei. Hai, da. Nu am de gând să comentez, chiar zicea Lizy că data trecută nu, și-a făcut un obicei. 129 și că tu ai făcut mai puțin, ai zis că nu e adevărat, că mi se pare că vă completați foarte bine. Că... ai rămas fără lapte de vacă, ce alt fel de lapte spui în cafea? Oaie. Cred că e o cafea foarte mișto. Sper să fie și grasă. Da, e... O cafea grasă de dimineață. E... Mm-hmm. Și ai chef de viață. Da, favorit de capră, apoi de migdale, de cocos, condensat, lapte praf, de soia, de oaie, de mazăre. Numele cărei țări începe cu litera A? Mi-ai spus? Albania. Albania. Ce muști din greșeală? Mi-ai spus? Limba. Cu ce te încălzești iarna? Mi-ai zis? Lemne. Poate spărgându-le sau nu știu cum. Nu știu, poate dacă le plimbi. Da, sau dacă le le... Dacă roabă, le... mai te ajută. Da, da, da. Cine are voie să treacă pe roșu? Poliția. Poliția. În acțiune. Păi Nino, da. Nino, Nino. Oui, oui. Tirlo, tirlo, ne spunea nouă cineva. Mai da și voi tu la tirlo, tirlo. Tirlo. Cu care începem? Cu lemne. Cu lemne. Cu ce te încălzești iarna? Tu mi-ai zis cu lemne. Da, acolo... Te uiți la sobă și îți dai seama că, da. O, poate e soba pe gaz. Că asta pe lemne aduc 28 de lemne și stăm bine. Lemne favorit, apoi cu pătura, cu plapuma, cu un calorifer, cu soba, cu vin fiert, cu ceai, cu centrală pe gaz, cu mănuși. Cu ce continuăm? Limba. Ce muși din greșeală? Limba. Limba. Obrazul. Favorit, limba. Apoi buza, degetul, furculița, lămâia, obrazul, ciocolata. Din greșeală, ciocolata. Haide, domnule, potolim puțin. Da, da. Nu ne e puțin rușine? Din greșeală, ciocolata. Cu? Da. Câte, ce-ai făcut? Am mâncat 4 ciocolate din greșeală, le-am mușcat. Și dacă tot erau mușcate, le-am și înghițit, că era păcat. Cu ce continuăm? Cine are voie să treacă pe roșu? Albania. Albania. Favorit, aici avem ambulanță. Pe locul 2, poliția. A, sau pompierii. Și pompierii, da. Ambulanța, mașina de poliție, mașina de pompieri, coloana diplomatică, câinele, Doamne ferește, jandarmeria, armata. Mișto e că e câinele înaintea jandarmeriei și armatei. Numele cărei țări începe cu litera A? Albania. Mi-ai fi putut Australia, spune și tu Anglia. Austria. Anglia. Anglia. Ca America aveam.
Austria mi-ai fi putut spune. Argentina. Australia, Argentina. Australia. Argentina, că l-am avut pe... Si, a fost Chile. Coana aici alături de noi, bine, ele din Chile, ne bate dacă îi zice. Că e, păi da, da, tot ne luăm bătaie. 196 de puncte. Cu 1, 197. Ce optimist. Hai cu 3, 199. Sau cu 0, acum eu am fost mai optimist, așa. Da. Câteodată sunt și... A, la oaia aia, dacă îmi dădeai altceva și nu era merge de migdale, dar tu n-ai băut vreodată cafea cu migdale? Sau cu lapte de mazăre? Cafea auzi? Foarte rar, nu prea beau așa. Am înțeles. Da. Când beau... Aia, bei cu oaie și de-aia nu bei, că bei rar, că nu e... Da. Nu-ți place nici mie, nu-mi plăcea gustul. Lapte de bivoliță. Bivoliță, na, n-avem. N-avem. 211, foarte bine! Avem așa, Anglia, America, Austria, Albania, Argentina, Armenia, Australia, Algeria, foarte bine, Eugen. Okay. Și foarte bine, Lizzie. Haideți cu toți încoace. Emisiunea începuse mai slab pentru voi. V-am văzut în ochi. Deja vă gândeați pe unde o luăm spre casă. Poate o luăm pe DN1A, că e mai... E așa și oprim la benzinărie, ca o colțună așa acolo. Bravo, bravo. Și poate oprim pe loc, poate găsiți niște cașcavea. Luăm niște cașcavea, că e bună trasă așa la frumos la gătar. Mergem cu voi mai departe. Bravo. Mulțumim. Pentru asta. Hai, Florin, cu încredere. Oameni buni, pentru astăzi atât am avut, atât v-am dat, ați văzut revenire spectaculoasă a familiei Udrea. Mergem cu ei în cel de-al treilea joc. Salut, Juan! Să fiți bine, să fiți sănătoși, zâmbet în viață, să aveți!